Sprijin pentru persoanele care au rate la bănci. Din ce în ce mai mulți români care au rate la bănci apelează la serviciile Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Anul 2023 a fost unul eficient din punctul de vedere al implicării CSALB în relația dintre consumatori, bănci și instituțiile financiare nebancare. Au avut loc cele mai multe negocieri încheiate cu împăcarea părților, iar 70-80% din procese au fost închise prin rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor. Aș putea spune că în jur de 70-80% din cazurile pe care le-am avut s-au soluționat cu succes anul trecut. Și în ce constă concilierea? Ceea ce încercăm să facem este să găsim o cale de mijloc care să găsească o soluție acceptabilă atât pentru bancă cât și pentru consumator pentru rezolvarea situației pe care consumatorul a prezentat-o. În general, consumatorii au probleme de multe feluri și principala lor solicitare este renegocierea unor clauze contractuale pentru scăderea costurilor, mai ales în contextul actual. Și foarte multe bănci au deschiderea de a discuta și de a găsi o soluție care să poată să fie acceptabilă ambelor părți. Ponderea cea mai mare de solicitări către CSALB este deținută de renegocierile costurilor contractelor de credit. Practic, se renegociază marja de dobândă, se mai diminuează sau se elimină anumite comisioane, iar toate acestea au ca efect reducerea ratei lunare de plată. Au fost creșteri pe toate nivelurile, să spunem așa, la toți parametrii, inclusiv în ceea ce privește numărul de cereri pe care l-am primit. A crescut cu aproximativ 300 față de anul anterior, adică am avut aproape 3.000 de cereri, 2.900 de cereri în comparație cu 2.600 în anul anterior. S-au constituit 760 de dosare în comparație cu 660 de dosare în anul anterior, deci cu 100 în plus. Clienții au fost mai mulțumiți pentru că a fost un procent foarte mare de împăcări între părți, adică din 100 de negocieri făcute prin intermediul CSALB, 92 s-au încheiat cu împăcarea părților, deci doar în 8 cazuri oamenii au fost și au căutat o altă cale de a se împăca, eu știu, cu banca sau cu IFN-ul. Beneficiile, rezultate au fost foarte mari, peste 3 milioane de euro doar în anul trecut și asta a dus undeva peste 11 milioane beneficii în toată activitatea CSALB și ne așteptăm la o creștere similară sau de un trend similar și pentru anul 2024. Centrul de Soluționare Alternativă în domeniul bancar este o entitate juridică autonomă neguvernamentală care se ocupă cu soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul bancar.